Bună ziua și mulțumim pentru prezența dumneavoastră la conferința de presă de astăzi. După cum vedeți, în fața dumneavoastră m-am însoțit alături de mine, sunt domnul primar Dragoș Chitic și domnul director Adean al lui Gheorghe în calitate de invitat. Va fi o scurtă introducere în conferința de presă pe care o va face domnul primar, după care, cu permisiunea dumneavoastră, am să rog pe domnul director să aibă o intervenție și, spre încheiere, la fel un mesaj final din punct de vedere politic pe care îl voi transmite eu. Domnul primar? Bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru prezența la conferința de presă de astăzi. În primul rând, am să încep prin a mulțumi tuturor celor care au votat PNL la alegerile europarlamentare și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat alături de noi pentru victoria PNL la nivel național de duminică 26 mai. Intrăm într-o nouă etapă și organizația PNL Piatra Neamț se declară o organizație deschisă să primească rândurile sale orice persoană care dorește să se implice în activitatea politică, activitate strâns legată de activitatea administrativă a orașului. Deși avem în spate aproape un secol și jumătate de istorie ca Partid Național Liberal, suntem un partid modern care reușește să atragă personalități locale și oameni de valoare dornici să-și folosească experiența și pregătirea profesională pentru a realiza împreună o comunitate modernă, o comunitate europeană, dar în același timp cu o identitate proprie. Suntem în perioada în care, împreună cu domnul președinte Mugur Bozmanciuc, vom reconfigura biroul politic local al PNL Piatra Neamț și cu această ocazie vreau să lansez o invitație către toți oamenii de bună credință să ni se alăture pentru a face o echipă care să contribuie la bunul mers al orașului nostru. O invitație către toți cei care vor să facă parte dintr-o echipă care să funcționeze pe principii corecte, pe principii sănătoase. Echipa liberală de la Piatra Neamț este astăzi la conducerea municipiului Piatra Neamț și își propune să câștige alegerile locale de anul viitor, să contribuie în mod decisiv la câștigarea Consiliului Județean Neamț pentru a continua dezvoltarea orașului, pentru a implementa proiecte care să dezvolte județul Neamț. Un prim exemplu, în sensul celor care le-am afirmat mai devreme, este prezența domnului Adrian Gheorghe, astăzi aici, o personalitate locală, un valoros om de cultură, un om apreciat, care a demonstrat prin fapte profesionalismul și capacitatea domniei sale de a dezvolta domeniul cultural. Adrianul Gheorghe este un ambasador al orașului nostru prin realizările sale în domeniul cultural, un om care mai are încă multe lucruri de spus și care este respectat la nivel național în breasla din care face parte. Drept dovadă este chiar nominalizarea domniei sale din nou pentru un premiu oferit de Uniunea Scriitorilor din România. În calitatea mea de primar al acestui oraș, am avut o foarte bună colaborare cu domnia sa atunci când era director al Bibliotecii Județene Gheorghe Tiflealu, sprijinindu-i inițiativele culturale locale benefice pentru comunitatea noastră. Și vreau să mă refer aici la faptul că am deschis atunci împreună o filială a Bibliotecii Județene în cartierul Speranța și tot din inițiativa domniei sale, cu sprijinul primăriei Piatra Neamț, s-a reușit deschiderea unei secții de carte străină în cadrul Bibliotecii Județene Gheorghe Tiflealu din orașul Piatra Neamț. Totodată am sprijinit și am realizat împreună numeroase proiecte culturale în orașul nostru. Vreau să salut
alăturarea domniei sale de echipa liberală de la Piatra Neamț. Știu că este un om de dreapta, știu că este un liberal convins și vreau să-l asigur de faptul că va avea tot sprijinul meu și al colegilor mei în continuare pentru proiecte care să pună în valoare ideile pe care le are, priceperea și talentul domniei sale. Sunt totodată convins că exemplul dat de domnul Adrian Gheorghe va fi urmat și de alte personalități ale orașului, ale județului, oameni care au performat în domeniile în care activează și care vor să ofere comunității experiența și priceperea lor. Asta este ceea ce eu îmi doresc, profesioniști în echipa liberală, precum și în echipa administrativă. Așa consider că trebuie să funcționeze un partid politic să atragă în rândurile sale oameni de valoare care să contribuie la bunul mers al comunității din care facem parte cu toți. Mulțumesc, domnule primar, pentru intervenție și pentru laudația pe care l-ați făcut și mai ales pentru implicația pe care o aveți, implicarea pe care o aveți în susținerea activității culturale și în dezvoltarea urbei și implicit a județului în această zonă și culturală și în același timp și pe o latură spirituală pe care la fel sunt convins că o susțineți. Înainte de a-i da cuvântul domnului director Adrian lui Gheorghe, vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru prezența dumnealui aici, pentru pasul pe care îl face. Ca și prezentare, a făcut-o foarte frumos și foarte corect domnul primar. Dumneavoastră, în același timp, cred că știți foarte bine, la fel de bine ca mine, poate mult mai bine uneori decât mine, CV-ul dumnealui. Este un CV impresionant. A avut și o carieră politică, a avut și are o carieră culturală, o carieră pe care o a demonstrat că o susține foarte bine prin premiile pe care le-a obținut. Și în același timp vreau să-i mulțumesc pentru pasul pe care îl face și pentru faptul că a acceptat o propunere pe care i-am făcut-o și sper să fie o propunere fructuoasă pentru comunitate și pentru cetățeni. Dumnealui a primit din partea mea propunerea de a fi consilier onorific al meu, al nostru, al Partidului Național Liberal în această zonă culturală și prin ceea ce face și ceea ce a făcut, consider că poate să aducă un plus valoare echipei liberale, județului Neamț și României în același timp. Domnule director, vă spun și eu bună ziua și trebuie să precizez la început că sunt aici nu pentru că nu aș avea ce să fac în timpul ăsta, sunt aici nu pentru că aș fi în criză de imagine sau altceva, sunt aici pentru că suntem după un eveniment, zic eu, major sau după câteva lucruri majore care s-au întâmplat în societatea românească. E vorba de acest 26 mai, când a fost un vot covârșitor pentru o Românie liberală. Cred că acum, cu adevărat, ne-am situat în Europa, sau ne situăm în Europa, prin votul din 26 mai și consider că această nouă Românie, România liberală, care nu mai este una doar între granițele fizice, ci este una mult mai amplă, care se întinde până acolo unde este fiecare român plecat în perioada din urmă din țară. Eu sunt după o perioadă mai aparte, în 2 ani și ceva de când am suferit o execuție publică pe care instanța a demonstrat-o ca nelegală, ilegală, abuzivă. Știți prea bine, prin funcția mea de director al județii județene, am fost executat printr-o evaluare tocmită, până în ghilimele, și după 2 ani am ajuns să îmi recâștig formal drepturile, doar formal, pentru că încă sunt în faza în care cei care ar trebui să pună în aplicare o decizie definitivă încă ezită, căutând tot felul de tertipuri. Trebuie să precizez că în perioada asta nu am fost ajutat de niciun partid, nu am fost ajutat de nici o instituție, nici locală, nici în altă parte, pentru că am considerat că e o cruce pe care mi-am dus-o singur și am demonstrat în final că prin răbdare, rezistență, prin nădejde creștină,
ajungi la un rezultat cel firesc de altfel. A venit spre echipa liberală de aici pentru că eu consider că politicul are și o dimensiune civică și o consistentă dimensiune civică la care trebuie să ne implicăm toți. Nu lăsăm în sarcina politicienilor tot ce se întâmplă în comunitate sau în țară, în societate, nu lăsăm în seama administratorilor ceea ce se întâmplă, e, cred eu, necesar să ne implicăm toți după puterile noastre. De asta merg pe ideea că Piatra Neamț este un oraș cu trecut liberal, format, fondat pe o gândire liberală. Știm prea bine că Nicu Alba a fost unul din cei mai performanți primari pe care a avut România și norocul nostru a fost avutat Piatra Neamț. De asemenea, Europa este liberală, Europa pe care ne îndreptăm, România este o țară liberală cu acel principiu, ne evoluăm prin noi înșine. Am venit cu, am avut o discuție cu domnul Mugur Cosbanciuc pe gândirea mea în ceea ce privește comunitatea în care am ales să rămân. Nu am plecat de aici în altă părți, am ales să rămân. Și dacă între timp am făcut câteva lucruri culturale deosebite în piață, am zis că prin echipa liberală de azi pot să continu acele lucruri. Un proiect pe care l-am întrerupt în anul 2017, care ar fi trebuit să fie gata 2017-2018, a fost acela de a face la Piatra Neamț o statuie a lui Caragia. E un proiect pe care mi l-am luat pe mâini ceva ani în urmă. Avem proiectul în sine, realizat de un foarte bun artist plastic, Lucian Tudorache. În 2017 găsisem inclusiv sponsori pentru finanțarea totală a lucrării, găsisem și spațiul în care să-l abrațăm. Am întrerupt pentru că execuția la care am fost supus nu mi-a mai permis să evoluăm cu acest proiect. Împreună cu domnul Cosmanciuc, împreună cu domnul primar, împreună cu sponsorii care au rămas pe baricade, vom duce la capăt acest lucru în cel mult un an, pentru că cam ăsta este nivelul de realizare a proiectului. Va fi vorba de un caragiale în mărime naturală, mergând pe stradă, putând fi luat de braț dur care trecător, așa cum sunt multe statui în Europa. Caragiale a fost în Piatra Neamț și în zona Neamțului o vreme revizor școlar. Sunt multe lucruri legate de Piatra Neamț în biografia lui Caragiale, lucruri multe știute, multe neștiute, dar, zic eu, va fi prilej de a-l reconsidera pe Caragiale, cel care este de-al 13 ani de onoare post-mortem al municipiului Piatra Neamț. Trăim de altfel în vremea lui Caragiale, într-o actualitate permanentă, continuă a lui Caragiale. Nu el devine inactual, ci actualitatea românească este cea care nu vrea să-l contrazică în timp. Un al doilea proiect pe care l-am propus domnului Mugur Cosmanciuc și domnului primar este de a crea la Piatra Neamț un club liberal cu o permanentizare, cu întâlniri lunare. Ideea este, clubul liberal nu este unul al ideologiei liberale neapărat, cât al manifestării culturale, spirituale, civice și așa mai departe. Vom avea invitați în fiecare lună, invitați din elita culturală românească, așa cum făcusem la bibliotecă într-o vreme, când au venit personalități de la Eugen Simeon, Nicolae Manolescu, de la Ana Blandiana, la Nora Iuga și așa mai departe. Încercăm să găsim o formă alternativă prin acest club liberal, care va fi deschis, evident, publicului și la care invităm și vom invita toate energiile civice, culturale, intelectuale, spirituale, pentru că împreună trebuie să dăm seamă despre ce se întâmplă în comunitatea noastră. Bine, mai avem multe alte proiecte pe care le-am
le avem în perspectivă, trebuie să le discutăm, să le dimensionăm, să găsim suportul și material până la urmă, dar suntem convinși că titlul de nemțean, de om și cetățean al orașului Piatra Neamț poate fi reconsiderat și să ne simțim, de ce nu, mândri că trăim la Piatra Neamț. Mulțumesc, domnule director. Așa este. Sunt și alte proiecte pe care le-am discutat în timp, într-o serie de alte întâlniri cu presa, conferințe de presă, o să le aducem la cunoștință. Deocamdată acestea sunt cele care le dăm într-o perioadă imediat următoare în lucru și nu ne vom opri aici nici la seria de a prezenta și alți invitați care se vor alătura Partidului Național Liberal, oameni de cultură, oameni de afaceri, oameni care au o carieră profesională construită în spațiul, să spunem, doctrinei liberale, a gândirii și principiilor liberale și pe rând o să îi prezentăm pe toți. Spre final vreau să închid această conferință de presă, mulțumind și eu tuturor celor care au fost pe data de 26 mai la vot încă o dată. A fost un vot important pentru a arăta parcursul corect al României și acest vot a consacrat și un câștigător, acum este Partidul Național Liberal și drumul pe care trebuie să-l urmeze România este un drum în care să continuă să facă parte din familia europeană, din ceea ce înseamnă Uniunea Europeană la cel mai înalt nivel. După cum ați văzut și în județul Neamț, Partidul Național Liberal a obținut un rezultat bun, aș putea să spun, poate spre foarte bun mai era puțină nevoie și va fi pe parcursul viitor și vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din județul Neamț care s-au prezentat la vot pentru că la fel au dat un vot covârșitor și pentru susținerea referendumului care ca și mesaj politic iarăși trebuie să fie foarte clar înțeles atât de către cetățeni care au mers la vot cât și de cei care poate au avut o altă opinie privind încurajarea neparticipării la referendum. Într-o conferință de presă viitoare o să și prezentăm poate surprizele plăcute pe care le-a avut Partidul Național Liberal în județul Neamț și nu mă refer doar la partea de primari unde s-au câștigat alegeri, ci în localități unde la fel s-au câștigat alegeri și nu sunt primari liberali. Dar acum vreau să întăresc un singur lucru care l-am spus și zilele trecute. Faptul că s-a dat o ordonanță de urgență pentru alegerea președinților de Consiliu Județean într-un singur tur dovedește că în continuare ceea ce a fost manifestare politică, civică și democratică în ziua de 26 mai nu a fost înțeleasă de către Partidul Social Democrat. Consider că dacă vrem să avem cu adevărat o democrație, că dacă vrem cu adevărat să respectăm această țară, este normal să avem un vot în două tururi, atât pentru a alege primarii cât și pentru președinții de Consilii Județene. Și cei care fac astfel de greșeli, că atunci când au actul de guvernare în mână, să-și facă legi favorabile, crezând că le sunt favorabile perpetu, se înșeală și vor suferi. Timpul va arăta că am dreptate, cum au fost și în alte momente când alte partide și-au făcut legi favorabile. De aceea solicit ca, așa cum s-a dat o ordonanță de urgență pentru alegerea primarilor într-un singur tur, să se revină și să se facă dreptate până la capăt, adică votul să fie pentru alegerea președinților de Consilii Județene, pentru alegerea primarilor în două tururi. Partidul Național Liberal are un proiect de lege pe care l-a depus în Parlamentul României din 2017, îl susținem în continuare și vrem ca acest act democratic să fie pus la dispoziția cetățenilor. Vă mulțumesc și stau la dispoziția dumneavoastră, stăm la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Două întrebări aș avea. Cât de larg sunt deschise ușile PNL-ului? Poate dintre că aceste uși pot fi liberal de tot în București sau la treia oară domnului? Ușile Partidului Național Liberal sunt deschise corect și larg pentru fiecare persoană care vrea să se înscrie. Însă nu cred că domnul Sărescu vrea să vină spre Partidul Național Liberal și nici nu am auzit o astfel de intenție din partea dumnealui sau dumnealor. Dacă va fi să dorească să vină cineva spre Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal nu închide ușa. Însă va trebui fiecare să-și facă un exercițiu de probitate față de felul cum s-a comportat în această perioadă cu Partidul Național Liberal și cu valorile pe care le promovă. Dar am întrebare, de ce nu vedem niciodată la conferințele de presă ale partidelor, pentru că la toate partidele, promovat și oamenilor din teritoriu care sunt performanți, de exemplu, cum ați luat dumneavoastră, știu, comuna Gavardelea, unde aveți niște politicieni foarte performanți. De ce totdeauna eșalonul 2-3 din partide, cu adevărat partidele,
nu sunt aluzi în față. După cum am spus puțin mai devreme, am spus tocmai acest lucru, că în perioada următoare o să vorbim și despre cei care au avut performanță. Astăzi nu am făcut acest lucru din considerentul pentru că am targetat sau construit conferința de presă în jurul clubului liberal pe care vrem să-l construim, în jurul susținerii în municipiul și în județul Neamț sau a unor valori civice pe care domnul Adrian al lui Gheorghe le va putea întări și noi alături de dumnealui. Am făcut acest lucru și în trecut și o vom face. Mulțumesc. Și nu doar despre Bicaz Ardeal, sunt și alte localități care au și performanța administrativă și politică. Reconfigurare, scuze? Biroul politică. Înțeles, este în curând. Și nu... Va fi o decizie politică luată la nivelul biroului politic județean, CDJ, un orizont de timp pe care nu vreau să-l definim nici eu, nici cred că domnul primar Dragoș Chitic, dar un principiu este simplu, va fi al performanței și al dorinței de a performa pentru 2020. Nu este relevant odată acum. Să-mi președintați, să-mi vine performanță și faptul că sunt prezentat în campioni liberali din județul care au analiză și în sens direct, adică... În ambele sensuri. Urmează să luați și la fel. Din acel da. Pentru că spuneți că vedeți de unii de fapt în localitățile câștigate de liberali, sunt și de deschide pentru oricine ca și de cei care au un moment dat au fost. În primul rând, principiul este unul simplu. Președinții de organizații locale au o libertate totală în a decide cum să-și construiască echipele. Dar vă dau câteva exemple. Dacă la Tarcău a câștigat Partidul Național Liberal alegerile, președintele organizației locale de acolo va avea libertate, susținere în a-și construi o echipă, în contextul în care, poate înainte de alegeri, tot în presă am văzut că cineva a plecat într-un alt partid. Pe același principiu vom merge în totalitate, adică de a-i susține pe oamenii care și-au asumat alegerile în 2019 la europarlamentare, în continuare pentru a-și construi echipele cele mai performante pentru alegerile locale. La fiecare locală va fi o decizie, în primul rând, a organizației locale. Care este situația juridică a părinților care se creează pe cer negru, a prezut ca doamne, în juridică, cum și ce ați fac în legătură? Da, am ascultat și eu aseară înregistrarea respectivei conferințe de presă. Mă cunoașteți foarte bine, știți că de multe ori nu merită să răspunzi unor afirmații care sunt strict politicianiste și dau o dovadă de ipocrizie. Dar că l-ați văzut că nu asta a fost subiectul conferinței de presă de astăzi. Noi construim, noi prezentăm publicului ceea ce Partidul Național Liberal face și nu este scopul nostru în viață să ne criticăm adversarii politici sau să răspundem într-o acuzație nefondă. Dar, pentru că totuși m-ați întrebat, cred că e bine să lămurim câteva aspecte. În primul rând, ceea ce s-a afirmat în conferința de presă de ieri, denotă faptul că unii oameni n-au înțeles votul din 26 mai și n-au înțeles că pe 26 mai cetățenii au taxat tocmai acest stil de a face politică și că nu mai sunt de acord să susțină politicieni care manipulează, mint, dezinformează sau prezintă lucruri care cel mai probabil nu se vor face niciodată. Oamenii apreciază politicienii pragmatici, pe cei care vin cu lucruri concrete și cu soluții la problemele pe care oamenii le au. Aș puncta doar faptul că ceea ce domnul președinte a spus ieri, aș lua-o ca o autocritică și vă explic imediat și de ce,
la Piatra Neamț, problemele cele mai mari, la inundațiile din seara zilei de 4 iunie, au fost cauzate de lucruri nerezolvate de Guvernul României. Cei care ați fost acolo și ați văzut, sau dacă n-ați fost, ați citit și ați văzut imagini, am muncit ore întregi să degajăm aluviuni aduse din zona forestieră și am și spus în comunicarea care am făcut-o, am precizat acest lucru. Practic, torenții, râele, canalele de descurgere care sunt în administrarea primăriei Piatra Neamț au fost curățate și n-au produs probleme la inundațiile de marți. Problemele au fost cauzate de fondul forestier, care este domeniul public al statului și este administrat de Rom Silva, o instituție subordonată Guvernului României și care refuză în mod constant de ani de zile, deși sunt numeroase cereri făcute de primăria Piatra Neamț, să facă investiții acolo. Deci dacă domnul președinte și-ar fi luat o informație corectă sau măcar s-ar fi deplasat pe teren să vadă despre ce este vorba, ar fi înțeles că, de fapt, cauza este chiar la guvernul PSD, din care face parte și domnia sa. Trebuie lucrări urgente în baraje de retenție pentru a proteja locuințele populației de la baza versanților. Fondul forestier este cel care ne creează cele mai multe probleme. Ore întregi am cules de pe stradă crengi, rădăcini, copaci, material lemnos, bolovani, pietriș venit din pădure, pentru că nu sunt lucrări făcute de către cei care trebuiau să le facă. La fel am auzit și acea critică, să-i spunem, cu centura ocolitoare a orașului. Este chiar surprinzător pentru mine, nu știu, încerc să găsesc o explicație, poate că lumea lui asta mai mult pe la București în ultimii ani și dintr-o dată i-a venit acum dorul de Piatra Neamț. Dar strategia de dezvoltare locală a municipiului Piatra Neamț, planul de mobilitate urbană, cuprinde centură ocolitoare pentru municipiul Piatra Neamț. Este de neînțeles pentru mine cum dumnea lui nu știe, pentru că primăria Piatra Neamț, prin adrese oficiale, a transmis aceste documente la Consiliul Județean, documente de care au avut nevoie atunci când au depus solicitare pentru finanțare pe unele proiecte pe care doar dumnealor le pot solicita cu sprijinul primăriei Piatra Neamț și mă refer la autobuzele electrice și modernizarea sistemului de transport public. Mai mult decât atât, știe tot orașul, pentru că a fost public faptul că în luna decembrie, reprezentanții de România ai Băncii Mondiale au solicitat administrațiilor locale să facă o dezbatere publică pentru a prioritiza proiecte extrase din strategia de dezvoltare locală a municipiului Piatra Neamț și strategia de dezvoltare a județului Neamț. Iar unul dintre proiecte era chiar această centură ocolitoare a orașului, care în urma votului cetățenilor din zonă a fost prioritizată pe poziția a doua. Deci, eram surprins de faptul că unii politicieni lansează în spațiu public acuze fără care măcar să cunoască elemente de bază ale unor comunități din județul pe care îl administrează. Chiar așa am sesizat formularea de genul că eu nu coordonez, sau nu știu cum a spus, n-am în atribuțiuni municipiul Piatra Neamț. Trebuie să înțeleg că nici după 3 ani, depinde la președinția Consiliului Județean, domnul președinte nu știe că municipiul Piatra Neamț este în județul Neamț. Are în atribuțiuni orașul Târgu Neamț, dar municipiul Piatra Neamț nu l-are. Îmi pare rău că Consiliul Județean Neamț a tratat cetățenii din Piatra Neamț cu lipsă de respect în această perioadă. Am văzut că ne-a cerut să-l consultăm ca să ne dea idei și soluții. Dar ne-a demonstrat cum administrează orașul. Vă dau doar exemplu străzii Izvor. N-a reușit să pună niște petice în câteva luni și ne dă lecții de administrare a orașului. Înseamnă perspectivă, 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 înseamnă persp
care respectiv sau abonați asumat prefectul sau președintele tău sunt de țară pentru așa de care disponibilitate. Să vă sprijine, nu știu, cum lucrurile de la Iunie sau cum. Cine a fost soluție? Deci vă spun exact cum a fost. În seara respectivă... A ieșit de tren prefectul de tren? Nu. În seara respectivă, primul telefon l-am primit de la domnul general Mițică, în jurul orei 20:45, semnalându-se probleme pe strada Aleea Tineretului, drumul care merge spre Ștrand. După 15 minute, utilajele și oamenii de la Publiser erau acolo, eu eram prezent acolo, împreună cu cei doi directori de la Publiser, directorul general și directorul adjunct. În jurul orei 21, cred că a sunat și doamna prefect să ne întrebe dacă intervenim și am spus că da, intervenim. M-am întâlnit personal cu domnul general Mițică, acolo, pe strada Aleea Tineretului. Dumnealui parcursese întreaga zonă, a mers până în Bâtca Doamne și mi-a spus că în zona Bâtca Doamne nu sunt probleme deosebite, ci că aici trebuie insistat unde se întâmplă utilajele. S-a lucrat până la ora 2 din noapte cu oameni, utilaje, pentru a oferi populației garanția că cineva este alături de ei, pentru a reduce riscurile. Și vedeți foarte bine că au fost mici pagube materiale, nu au fost pierderi de vieți omenești sau alte distrugeri cauzate de aceste ploi extrem, extrem de abundente. Nu. Deci doamna prefect nu a fost prezentă pe teren. Domnul Mițic am ținut în permanență legătura și m-a informat despre alte probleme care sunt în oraș și unde, într-adevăr, dumnealor interveneau și le mulțumesc. Pentru că totuși există un comitet județean pentru situații de urgență. Noi facem parte din acest angrenaj. Noi nu putem singuri să intervenim. Noi intervenim acolo unde suntem solicitați de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Domnul Nițică ne-a sprijinit în această acțiune cu motopompe în zonele în care erau inundate gospodării pe strada Romanu sau pe strada Dragoș Vodă. Dar intervenția cu utilaje în Piatra Neamț s-a făcut de către Societatea Consiliului Local cu Biserică. Am înțeles că domnul ați spus-o dumneavoastră și... Aleșul general de... Bun prefectul general. Dar aș vrea să vă întreb din urmă președinte. Dumneavoastră rezultatul la vederea lui bun, nu mai rezultate, și putea să fie foarte bun. Am zis că a fost bun, nu pot să spun că e foarte bun, putea fi și spre foarte bun. Vă rog să ne spuneți care sunt motivele pentru care nu a fost foarte bun și care era diferența în votul ca să fie foarte bun? Păi n-aș vrea să vorbesc neapărat numai de voturi. Simplu, sunt localități în care Partidul Național Liberal, și nu vorbesc de număr de voturi, putea să obțină mult mai mult decât a obținut acum. Motivele care au generat această situație sunt cele pe care cred că le cunoașteți toată lumea. În primul rând, nu trebuie trecut cu vederea că în această organizație au fost vreo 2 ani de zile în care a fost nevoie de mult efort pentru a fi stabilitate și unitate. În al doilea rând, motive particulare la nivel de organizații, că poate unii nu au crezut suficient de mult, alții poate nu au fost suficient de implicați. Și poate sunt alte motive care vor fi analizate și expuse ulterior, ca să nu facem vreo greșeală acuzativă nefondată. Și pot fi și motive de genul care nu țin nici de organizație, nici de specificul local, gen naționale. Dar mă refer la valul USR-ului sau creșterea acelui electorat. Dar la fiecare caz în parte va fi o analiză făcută. La fiecare organizație, la fiecare caz. Deci, mai exemplu al organizației în care analiza excluderi de sancțiuni?
În primul rând, atunci când pornim de la această analiză, vom porni cu bună credință, nu cu o idee de sancțiune din start. În al doilea rând, dacă va fi cazul, nu vom avea niciun fel de emoții sau jenă de a lua decizii de sancțiuni, indiferent de cât de dure vor fi ele. Dar nu vreau să generez, anticipând un răspuns, sancțiunile de excludere, poate nu se va ajunge acolo, dar nici nu ne putem opri dacă va fi cazul. Adică dacă se va dovedi că au fost colegi care nu și-au apărat șansele corect, atunci putem vorbi despre astfel de sancțiuni. Dar până atunci trebuie să facem această analiză pertinentă. Nu e vorba de o funcție, e o calitate și o legătură de colaborare. Are un istoric organizație sau e Poate dumneavoastră în județul Neamț care faceți presă și nu doar dumneavoastră, ci toți colegii din presă știți mai bine. Și nu știu dacă greșesc, sper să nu greșesc, cred că este prima dată. Dacă greșesc, o să mă corectați și o să acceptați că nu am știut. Dar discutând cu domnul director al lui Gheorghe despre acest subiect, consider că a fost un punct în care s-au întâlnit gândurile dumnealui, obiectivele, principiile pe care le promovează, cu cele pe care le promovăm noi, Partidul Național Liberal și eu. Și aici este punctul în care vrem să mergem mai departe, din care vrem să mergem mai departe spre o construcție corectă și a partidului, dar și a cetății, a urbei, a județului. Pentru că atunci când dumnealui a spus că putem vorbi și despre invitați care să vină să facă, să aibă prelegeri la Clubul Liberal, și dumnealui și eu și poate și alți colegi, domnul primar sigur, aici de față avem prieteni, cunoscuți, amici care pot să vină să aibă o expunere a ideilor pe care le-au, a experienței pe care o au în activitatea profesională, într-un cadru relaxat. Tema sau principiul care stă la baza acelui grup este, sau acelui club, este de a deschide o zonă de dezbatere. Nu neapărat de a se înscrie cineva ulterior în partid, ci de a oferi o platformă de dezbatere, o agora. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim frumos!